Dragi gemeni, bine ați venit la horoscopul lunii ianuarie. Sper că ați văzut și horoscopul anului 2023, în care să vedeți că pe anumite planuri sunteți în centrul atenției. Luna ianuarie, sunteți în continuare, hai să zicem, vedete prin simplu fapt că îl aveți pe Marte în continuare în ograda voastră. Și partea bună e că acest Marte mai stă până în martie acolo, știți foarte bine că a stat mult, dar în ultimele luni a fost retrograd. Se termină și retrogradarea marțiană, încât o să simțiți și voi că, într-adevăr, încep lucrurile să înainteze. Ceea ce, eventual, în ultimele două luni au cam dat înapoi, ba poate cu un punct de maxim undeva la trecerea dintre ani. De ce? Pentru că și guvernatorul vostru, Mercur, a început să meargă invers, în retrogradare. Poate ați simțit cumva o frână trasă la final de decembrie și poate simțiți un pic și la început de ianuarie. Din a doua parte a lunii ar trebui să meargă toate ca pe roate. De ce? Pentru că se termină toate retrogradările perioadei. Și Marte, retrograd la voi în zodie, și încheie întoarcerea din drum. Și Mercur, guvernatorul vostru, se va opri din retrogradare și va începe să înainteze. Ceea ce e bine. Mercur va fi retrograd până pe 18 în Capricorn, iar Marte retrograd până pe 12. Hai să zicem de pe 18 încolo, simțiți și voi apă la moare, simțiți și voi înaintare, simțiți și voi că revin lucrurile la normal, în cazul în care în ultima perioadă ați simțit un recul, o frână trasă, o pedalare în gol. Marte în continuare este un beneficiu în ograda voastră, e motor de energie, da, un motor care a mai dat rateuri în ultima vreme prin retrogradare, dar va merge în sfârșit bine că acest Marte, hai să zicem că își mai și revine, asta e partea bună, dar Marte va avea și o susținere foarte bună, va avea un sextil de milioane de la Jupiter din Berbec, ceea ce deschide porți spre schimbare, spre înnoire, vă dă curajul să dați drumul, să dați din nou drumul la niște robinete care abia picurau, parcă aveți nou speranțe, optimism, încredere că se vor întâmpla niște lucruri minunate. Și Venus va avea un aspect foarte bun cu Marte. Gândiți-vă că în sfârșit cele două planete conlucrează, până nu de mult n-au conlucrat, au tras amândouă în direcții diferite. Prin toamnă au avut și niște mari conflicte Venus și Marte. E, acum cele două vor avea o alianță. Amândouă vor fi în zodii de aer, Marte la voi în ogradă și Venus în vărsător. Ceea ce înseamnă găsire de soluții, vin informații, vă întâlniți cu oameni benefici vouă, dragostea ar putea să evolueze într-o direcție în sfârșit bună. Viitorul parcă se conturează din ce în ce mai bine. Până acum, da, v-ați făcut planuri. Wow, ce grozave erau planurile alea. Dar ceva le-a oprit. Poate încă din 2022 ați dat drumul la niște vise în univers, când a intrat Jupiter în Berbec. După care s-au desumflat. Le-ați tras înapoi. Sau au căzut ele. Și acum repornesc. Pentru că între timp le-ați regândit, le-ați reconfigurat, le-ați restartat, să zicem așa. Și acum sunteți pregătiți să le faceți să meargă, dar tot înainte. Nimic nu le mai întoarce din drum. Iubiri care n-au mers înainte ar trebui să meargă. Afaceri care n-au mers înainte ar trebui să meargă. Deci, în sfârșit, merg lucrurile. Căruța aia voastră merge înainte. Până acum o fi mers, dar cu șontâc, așa, mai cădea, se mai întorcea, mai rămăsese ceva în urmă. A fost o evoluție lentă. Ei, acum nu mai este lentă, ar trebui să fie cu viteză maximă, ce drept, după ce se termină această retrogradare. Și sunt prea bune aspectele perioadei. Prea bune aspectele. Marte va forma, chiar la sfârșitul lunii, deci se va simți și în februarie, un trigon de zile mari cu soarele din vărsător. Foarte bun. Va fi o
Perioada în care puteți să vă dați examene foarte bune, să călătoriți, să plecați unde vedeți cu ochii, să simțiți că vă eliberați, că vi se extind orizonturile, ori efectiv prin mișcare vă puteți plimba mai mult, ori orizonturile cunoașterii, orizonturile viitorului. De-aia este o perioadă în care parcă pentru voi se deschid niște ferestre către viitor și vă stimulează aceste perspective. Abia așteptați, investiți, chef, bună dispoziție, optimism, entuziasm, energie. Investiți enorm în aceste planuri care se arată la orizont, dar poate ați mai investit odată în ele și data trecută n-au mers, dar acum ar trebui să meargă. Gândiți-vă ce n-a mers în ultima vreme și mai încercați odată, mai trageți un loz, că ar putea să fie norocos de data asta. Când vine vorba de iubire, mare lucru nu ar fi de spus, pentru că taman cele două zone care se ocupă de iubire și casa sentimentelor acoperită de balanță și zona căsnicie acoperită de săgetător sunt complet goale. Dar asta nu înseamnă că lipsește iubirea din peisaj. Dimpotrivă. Vă spuneam la un moment dat de niște aspecte minunate dintre Venus și Marte. Venus, simbolul feminin, Marte, simbolul masculin, care e la voi în zodie și care începe să meargă înainte. Încât e foarte posibil și o relație în care ați investit în ultima perioadă să o vedeți că se amplifică, crește sub ochii voștri, evoluează, înaintează, merge spre ceva din ce în ce mai bun. Poate fi pentru unii un moment de apogeu, un moment de fericire, putem spune. De ce nu poate chiar și întâlnirea unei jumătăți predestinate? Poate fi și începutul unei povești de iubire, care o să o vedeți așa mai bine conturată, probabil prin martie. Poate abia acum sunteți la tatonări, la cunoaștere, la niște probe prin care ați trecut sau încă mai treceți, încă. Parcă învățați cum se folosește iubirea asta. Sunteți la o școală, iubirea pentru voi este o școală. Și o școală foarte serioasă. Venus, planeta care se ocupă de iubire, este învărsător mare parte din această lună, între 3 și 27 ianuarie. Dar partea interesantă a acestui Venus, deci nu uitați, Venus este pe lângă faptul că se ocupă de iubire, este și guvernatoarea zonei iubirii pentru voi, adică a balanței. Venus va avea foarte bune aspecte pe parcursul lunii. În general, luna ianuarie este o perioadă cu aspecte bune, în sfârșit aspecte bune, după multe opoziții, multe cuadraturi, ce nebunie a fost la sfârșitul anului, în sfârșit lucrurile sunt bune. Vedeți și Astrodrama că acolo vorbesc despre acest cumul de aspecte pozitive ale lunii ianuarie. E acest Venus va avea aspecte minunate pe parcursul lunii. În primul rând, are loc o conjuncție de zile mari. Pe 23 ianuarie, Venus se va întâlni cu Saturn în Vărsător și este ultima lor întâlnire aici în Vărsător, ceea ce vă susține pentru că e tot o zodie de aer ca și voi de altfel. Orice e posibil. Un astfel de aspect a mai avut loc și acum un an pe vremea asta și acum 2 ani pe vremea asta, dar atât, pentru că peste un an când se vor întâlni din nou, nu vor mai fi în Vărsător. Vărsătorul e o zonă liberă, independentă, plăcută, optimistă, de viitor, încât poate fi pentru cei care n-au iubirea în viața lor, poate fi șansa unei întâlniri cu perspective îmbucurătoare, promițătoare. Poate fi o relație la distanță, dar care se poate concretiza, poate fi o lecție de viață în strânsă legătură cu iubirea. Sau mai bine zis, iubirea este o școală. Sunteți la o școală de multă vreme, din multe puncte de vedere, de când trece Saturn prin Vărsător și ați primit lecții pe bandă rulantă de 2 ani și ceva, nu doar în planul iubirii, în toate planurile, dar și în această perioadă primiți o astfel de lecție, o decizie de zile mari în strânsă legătură cu iubirea, o perspectivă care se deschide, o întâlnire marcantă care poate genera o poveste de viață adevărată în doi. Sunt niște evenimente așa parcă se prefigurează, parcă se scrie viitorul pentru voi. Inclusiv acest Venus care vă spuneam că se va întâlni cu Saturn,
Are la începutul lunii și un sextil foarte bun cu Jupiter și trigonul cu Marte, de care vă ziceam că e la voi în zodie. E această întâlnire, acest sextil, această combinație, alianță planetară între Venus și Jupiter, parcă anunță un eveniment bun în plan sentimental, care ar putea avea loc mai ales din martie încolo. Ori, întâlniți acum pe cineva și, cine știe, prin martie, deja relația se va fi conturat foarte bine, se va fi amplificat, va crește până la momentul respectiv. Ori, Universul lucrează în așa fel încât treceți acum prin ceva, evenimente de viață, care vor genera cândva auspiciile unei întâlniri de zile mari sau unui eveniment de zile mari în ceea ce privește iubirea. Iubirea aia pe care o așteptați. Ori întâlnirea asta dintre Venus și Saturn poate să ofere condițiile unei relații serioase, solide, cine știe dacă nu de-aia, de cursă lungă. Ori peste 2 luni se va întâlni Venus acolo cu Jupiter și care poate fi un moment norocos pentru iubire. Oricare din aceste momente poate genera perspective. Poate nu neapărat acum se întâmplă ceva, dar urmează să se întâmple. Aveți speranțe că se întâmplă. Manifestați momentul ăla, visați, trimiteți în univers dorința asta. Poate fi ceva plăcut, frumos. Deși sigur și minunatul trigon dintre Venus și Marte, care e la voi în ogradă, e excelent pentru a face o relație să evolueze. Să evolueze în sfârșit, după ce poate multă vreme a bătut pasul pe loc și nu simțeați că înaintează, că nu duce nicăieri. Acum poate să ducă. Aveți niște linii directoare. Dacă abia începe acum, o vedeți cum evoluează. Dacă e deja începută relația, treceți la nivelul următor, deja vorbiți de viitor împreună, deja vorbiți de formarea unei familii, ce ar fi să ne căsătorim, ce ar fi să... Lucruri de alea de cursă lungă, cu bătaie îndepărtată în destin. Poate acum vă scrieți efectiv viitorul sentimental, conjugal, familial. Se arată ceva frumos la orizont. Aveți așteptări colosale. Vi se fac promisiuni sau voi faceți promisiuni, dar nu rămân vorbe în vânt, ci se materializează. O să facem și o să dregem și o să ne căsătorim și o să ne mutăm și o să. Ori, acum în perioada mea următoare, ori cândva în viitor, dar se va materializa lucrul ăsta. Deci promisiunile nu sunt vorbe în vânt, ci chiar angajamente, decizii că se vor întâmpla, asumare, da, responsabilizare. Această întâlnire între Venus și Saturn înseamnă îmi asum ceea ce spun. Nu doar promit, nu doar visez. Îmi asum sau dacă altcineva trebuie să-și asume lucrul ăsta, sunt mari șanse să se întâmple. În ce privește munca, jobul, cariera, n-aș spune că e o perioadă foarte interesantă. În fond, zona locului de muncă pentru voi este acoperită de scorpion, pe unde nu se întâmplă nimic nou, nimic ieșit din comun. Iar zona carierei pentru voi este acoperită de pești, pe unde deocamdată nu e activitate intensă. Singura planetă care intră în zona peștilor este Venus, dar la sfârșitul lunii, pe 27 ianuarie, intră Venus acolo, ca abia lunile viitoare să vină și celelalte planete în acest sector. Dar nu asta e zona cea mai activată pentru voi. Mai degrabă e zona informațiilor, a informării, a studiilor, a adunării de aspecte importante în viitorul vostru profesional. Poate o perioadă de școală, efectiv. Faceți cursuri, învățați ceva nou, decideți ceva de viitor care să vă ajute în carieră mai târziu. Oricare din planetele astea care, iată și un Saturn acolo, Saturn se pregătește în martie să intre în zona carierei pentru voi, încât foarte posibil să mai dați niște examene în perioada asta,
să mai luați niște ultime decizii cu privire la viitorul vostru. Căutați, sunteți într-o perioadă de căutări mai degrabă. Încotro să iau, oare e bine ce am învățat până acum, oare ar mai trebui să fac vreo școală, vreo specializare, vreo calificare, să mai iau o diplomă. Este o perioadă de pregătire, parcă, a terenului. În fond, planetele astea pe care le aveți în zona carierei, și aici vorbesc de Neptun, va forma aspecte bune pe parcursul acestei perioade. E așa un sentiment de pregătire din culise, din umbră. Poate încă n-a venit vremea să ieșiți la lumină efectiv. E ceea ce încă n-ați scos la lumină. Decizii pe care încă nu le-ați pus, examene pe care încă nu le-ați dat, lucruri pe care încă nu le-ați început, urmează să. Sunt multe lucruri în viața voastră în perioada asta care urmează să se întâmple. Dar ceva faceți și acum care vor pregăti terenul pentru ca acele lucruri să se producă în cele din urmă. Poate mai degrabă lunile viitoare, da, se vor întâmpla ceva, niște evenimente. Acum e adunare de informații, căutare de informații, întrebări existențiale încotro să o iau, oare bine, oare nu-i bine, revenirea pe un făgaș normal, poate mai ales după ce Marte va reveni în mersul său direct, o să începeți să pedalați, să vâsliți într-o direcție, că până acum această retrogradare marțiană foarte posibil să-și fi lăsat amprenta și în ceea ce privește proiectele voastre profesionale. Le-ați început, pe urmă le-ați retras, le-ați mai desumflat, le-ați mai trecut pe linie moartă și acum ziceți, gata, reactivez, le repornesc, le realimentez. Am mai învățat câte ceva, am mai adunat ceva informații, au mai apărut ceva date ale problemei și acum le pun pe toate acolo în coș și iese ceva din povestea asta. Posibil să fie vorba și de o reactivare a unui proiect de serviciu profesional, școală pe care ați abandonat-o, curs pe care nu l-ați mai făcut, examen pe care nu l-ați dat. O vreme ați renunțat la ceva sau poate doar ați trecut pe linie moartă, ați abandonat lucrul ăla și acum ziceți, îl reiau, îl reactivez, îl realimentez. Și merge, cu alte cuvinte. Vă place, vă stimulează. Viitorul e foarte important pentru voi. Deciziile pe care le luați acum, pașii pe care îi faceți acum, căile pe care le găsiți acum, ce se întâmplă acum, o să conteze în viitor. E ca și cum a aruncat o săgeată. Nu contează ce faceți voi acum, contează ce o să faceți în viitor, peste câteva luni, pe semne. De aia e mai degrabă o investiție în viitor. Cursul pe care îl faceți acum o să dea roade peste câteva luni. Căutările de acum o să aibă succes în viitor. Pașii întreprinși acum, într-o zi o să ajungă la o destinație. Cam asta e sentimentul, parcă faceți primii pași pe un drum și drumul ăsta duce undeva. Da, mai e cale lungă până acolo. Durează săptămâni, luni, nu cred că ani, cred că luni. Probabil de prin martie încolo deja o să vedeți încotro ați pornit acum sau poate deja ați pornit și doar ați făcut o pauză, doar ați obosit, doar v-ați oprit din elan cât timp a fost Marte retrograd. Se reactivează, reumpleți rezervorul cu benzină și pornește din nou, dar cu răbdare, că roadele sunt deocamdată undeva la destinație. Sigur că și banii sunt foarte importanți. Zona banilor pentru voi este acoperită de rac și slavă Domnului, pleacă Lilith din zona banilor pentru voi. În ultimele 9 luni, Lilith a șubrezit un pic bugetul. Greu s-au făcut banii, au venit, au plecat, a fost o zonă fragilă a vieții voastre, sectorul financiar, cu Lilith acolo. Poate chiar și finalul anului 2022 a fost o perioadă delicată în ceea ce privește banii. Acum Lilith pleacă. Dar nu pleacă oricum, pleacă pe 8, așa este, dar nu pleacă oricum, ci pleacă vindecat de luna plină. Luna asta, pe 7 ianuarie,
are loc faza de lună plină în Rac, în sectorul banilor. Singura lună plină de aici. Și o lună plină este un moment de apogeu, de plenitudine, nu? Că de aia e plină. E ca și cum bugetul vostru își arată forma. Ia să văd care e maximum la care pot ajunge. Nu înseamnă că așa cum sunteți în ianuarie, așa o să o țineți tot anul. Dar e un moment de la de privit înapoi, mai ales că încă e o perioadă de retrogradare acolo, stați un pic și vă uitați peste umăr. Ce ați făcut până acum? Ce datorii mai aveți? De unde mai trebuie să vină niște bani? Sau ce trebuie să faceți de acum încolo pentru succesul ăla financiar pe care îl visați? Cum e și luna neagră, Lilith, acolo, probabil o perioadă deocamdată de vindecare a fragilităților prin care a trecut Lilith toată perioada asta. Parcă vă reveniți, parcă vă scuturați așa haina după o perioadă grea. Mai scăpați de niște cheltuieli, mai scăpați de niște datorii, mai scăpați de niște facturi neonorate. Cine știe ce duceți după voi deja din lunile anterioare și acum le puteți rezolva și pe ele. Luna plină acolo e un motiv de succes, de speranță, de vindecare. Pe principiu, ce a fost mai greu a trecut. Ar trebui să vină și banii de acum încolo. Ar trebui să vină bani meritați la o muncă deja prestată, poate ceva de mult început, din cauza unui Marte retrograd, vi s-a părut că nu mai vin banii aia, că stagnați, că nu merge treaba. Ar trebui să apară în sfârșit roadele la munca aia deja întreprinsă. Investițiile făcute în trecut, acum ar trebui să-și arate forma aia pentru care ați făcut atâtea eforturi. Vedeți mai clar dacă jobul pe care îl aveți, meseria pe care o aveți, deciziile pe care le-ați luat deja duc acolo unde meritați. Dacă nu sunteți mulțumiți, cum este încă o perioadă de privit în viitor, foarte posibil această lună plină să pună o lumină pe portofelul vostru și să spuneți: din cauza lui Lilith, cât a trecut prin rac acolo, eu nu am fost apreciat așa cum se cuvine. N-am fost plătit, că asta înseamnă apreciat. Nu am fost plătit așa cum se cuvine. Încât luna asta plină, încă cu Lilith acolo, s-ar putea să vă zguduie un pic edificiul și să spuneți: și ce? Eu merit mai mult, pot mai mult, există ceva mai bun de atât și de aia voi priviți foarte tare în viitor. Unii luați și o astfel de decizie. Un curaj de la nebun de a pleca dintr-un loc dacă n-ați fost apreciat, evident, și financiar acolo unde ați fost, unde ați muncit mult. 2022 a pus foarte mult accent pe carieră pentru voi și încă se mai pune accent și se va mai pune și din martie încolo. Deci de-aia unii simțiți și un moment de asta de trezire, de deschiderea ochilor. În cazul în care nu ați fost plătit așa cum se cuvine, nu e jobul potrivit, nu sunteți împliniți voi. E o chestiune de suflet mai degrabă. Dacă ceea ce ați construit în plan profesional nu a generat și rezultatele financiare meritate, nu e exclus să aveți curajul ăla nebun de a zice: plec, schimb, fac altceva, că de-aia pregătiți terenul. Ori acum, în perioada asta, ori, cum am spus, peste câteva luni, deja veți fi luat taurul de coarne să faceți niște schimbări. Poate în martie. Poate acum deschideți ochii, poate acum vine zguduiala aia, poate acum trageți linie și ziceți: hopa, stai, eu de un an de zile pedalez în gol, nimic n-a ieșit din ceea ce mi-am dorit și dacă aveți astfel de neîmpliniri profesionale, egal financiare, foarte posibil să aveți acum deschiderea ochilor, lumina asta care cade pe valoarea voastră și cum foarte posibil Lilith să vă fi șubrezit un pic imaginea, valoarea, nu v-ați simțit realmente apreciat, nu e exclus să fie ăsta momentul de scânteia care aprinde bomba și spuneți: gata, schimb, plec, fac altceva, pot altceva, există ceva mai bun de atât. Repet, poate nu se întâmplă acum, poate e pregătirea mai către luna martie, poate. Atunci o să porniți cu forțe proaspete, că până atunci parcă mai pregătiți ceva acolo în umbră și n-a venit momentul să spuneți, să scoateți la lumină, să luați decizia finală, dar aveți acel sentiment că vi se pregătește ceva în curând.
și aveți nerăbdare și abia așteptați și parcă e o stare de aia de hai, mai repede, dacă s-ar putea mai repede. E, nu se poate mai repede, ci timpul trece așa cum e mai bine pentru voi. Că perspectivele sună bine. Mai aveți un pic de redresat balanța asta și de a lua decizii importante pentru viitor. O lună de succes vă doresc și să dați drumul la motoare.